Sunt Sergiu Costache de la revista Prima Asigurări și Pensii. Ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii, susținută de revista Prim, de către portalul noasigur.ro și difuzată în fiecare marți de către RFI România. Eu mă tot întreb de vreo 20 de ani de ce românii își asigură mai curând tabla mașinilor și pereții caselor decât propria viață și sănătate. Unii zic că ar fi de vină lipsa banilor și alții lipsa experienței financiare. Cineva mai zice că lipsește mintea cea de pe urmă. Astăzi, întrebarea este dacă siguranța rutieră chiar este o prioritate pentru asigurători, pentru industria asigurărilor, și am trei invitați: Alexandru Ciuncan, secretar general APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Bun venit! Bine v-am găsit! Mădălin Roșu, președinte BAAR, e cu 2 de ADA, Birou Asigurătorilor de Autovehicule din România. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Și domnul Costin Tătuc, cu o bogată experiență în poliția rutieră, astăzi în poziția de consultant și specialist în siguranță rutieră. Bine ați venit, domnule Tătuc. Bună ziua, bine v-am găsit. Puteți intra în direct cu noi sunând la 0213184044 și cu asta partea de intro s-a încheiat și o să rog pe domnul Ciuncan să ne spună ce este cu această campanie Treaz la Volan, pentru că în țara noastră suntem printre cei mai accidentați sau accidentabili din Europa și este o mare problemă. Știu că această campanie, Treaz la Volan, am aici unul dintre tricourile celor care distribuie flyere, așa, dar am să te rog să ne spui ce este cu această campanie, la ce folosește, cui și așa mai departe. Bun, mulțumesc mult și în primul rând mulțumim pentru invitație și pentru posibilitatea de a ne exprima și pe această cale mesajul campaniei. Așa cum bine ați punctat, este vorba de o campanie națională de informare și educare a populației. Este cel de-al treilea demers din această serie, am început în 2016. Mergem pe același brand, Fi Treaz la Volan, însă în fiecare an transmitem un mesaj diferit, nu aș spune independent, dar un mesaj diferit. Practic ce am făcut în acest an? Am pornit de la realitățile, de la tot ceea ce înseamnă realitățile vieții de zi cu zi. Am fost impresionați în mod negativ de, spre exemplu, tragedia care s-a produs recent în Ungaria, unde un microbuz condus de către un șofer român care făcea un așa zis live pe Facebook, au murit 9 oameni. Și ne-am dat seama că aceasta este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă poate societatea în acest moment. Vorbim practic despre distragerea atenției de către telefonul mobil în timp ce conduci, care devine o problemă din ce în ce mai mare, pentru că tehnologia ne duce în acea direcție. Telefoanele mobile sunt din ce în ce mai performante, putem face mult mai multe lucruri cu ele și atunci evident că apar noi probleme. Și aș vrea doar să punctez un singur lucru, ca să vă explic de ce ne-am dus în această direcție. Studiile spun că citirea unui mesaj text în timpul condusului îți ia 5 secunde. Gândiți-vă câte se pot întâmpla în aceste 5 secunde. În plus, iarăși studiile o spun, deci nu suntem doar noi, vorbitul la telefonul mobil în timp ce conducem ne face să reacționăm mai greu la situații, la mediul înconjurător și la tot ceea ce se întâmplă. Și sunt sigur că domnul Tătuc, care este un extrem de bun specialist în această zonă, ne poate da mai multe detalii. Am vorbit destul de mult. Cred că ce e important de reținut aici pentru ascultători, pe care îi salut cu această ocazie, este că trebuie să fim mai responsabili, trebuie să fim atenți și trebuie să înțelegem că ceea ce facem atunci când conducem și nu numai, ne impactează atât pe noi cât și pe cei din jurul nostru. O întrebare suplimentară. Elementele principale ale campaniei care sunt și pe ce perioadă se desfășoară? E o campanie de o zi, de o săptămână, de o lună? În primul rând îi invit pe toți ascultătorii să intre pe site-ul campaniei treazlavolan.ro și să descarce de acolo kitul campaniei și toate materialele informative pe care le punem la dispoziția lor în mod gratuit, firește. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, vorbim de o campanie care se desfășoară în perioada 17 iulie 20 septembrie, evident 2018, în care, foarte pe scurt, distribuim 500.000 de broșuri informative în București și în 15 orașe din țară, prin promoteri dedicați, care poartă tricoul pe care l-ați menționat foarte bine, prin marile centre comerciale,
Dar, totodată, vorbim de o campanie dedicată în mediul online. Și asta înseamnă web, v-am zis site-ul și vă invit să-l accesați, treazlavolan.ro, înseamnă pagina dedicată de Facebook și înseamnă foarte multe de surprize în zona video, vom realiza experimente pe care le vom pune la dispoziția publicului, tocmai pentru a vedea ceea ce înseamnă timpii în care nu suntem atenți la șofat. Deci, ce se întâmplă atunci când ne apucăm, de exemplu, în momentul în care conducem, să folosim un software care recunoaște, o aplicație care recunoaște o melodie de tipul Shazam. Cât timp ne ia chestia asta și care sunt consecințele posibile? Campania, din câte am înțeles, nu este axată, acest fii treaz la volan, nu se referă la consumul de alcool sau se referă și la consumul de alcool, dar care este mesajul principal? Este o denumire generică și care ne-a permis ca în fiecare an să jonglăm cu mesajele pe care am dorit să le transmitem. Treaz poate să însemne că trebuie să fii evident, să nu te afli sub influența băuturilor alcoolice, nu mai vorbesc de substanțe halucinogene, însă în acest an, și e foarte important să transmitem acest mesaj, treaz înseamnă atent, înseamnă responsabil, înseamnă aware. Nici nu găsesc un alt cuvânt care să spună mai simplu. Deci ar fi mai curând fii atent la volan. O ultimă întrebare, cum a reacționat publicul la campaniile anterioare? Ce rezultate s-au obținut? Am avut rezultate foarte bune până acum și asta se datorează în ultimii 3 ani și asta se datorează în primul rând partenerilor noștri și anume Poliția Rutieră, cărora aș dori să le mulțumesc, Poliția Română, Direcția Rutieră, mai bine zis, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România și practic întreaga industrie de asigurări care ne-a sprijinit. Și profit de acest moment pentru a mulțumi și colegilor de la RFI România care ne-au sprijinit și ne sprijină în mediatizarea acestei campanii. Campaniile derulate până acum de Asociația pentru Promovarea Asigurărilor au fost premiate atât la nivel național cât și internațional, dar e poate mai puțin important ce am reușit noi să realizăm până acum. E mult mai important ce vom realiza de acum înainte. Așa este, ați pomenit de Biroul Asigurătorilor Auto și vreau să profit de prezența domnului Mădălin Roșu. Vă întreb direct, care au fost motivele pentru care ați decis să vă alăturați? Practic, cred că ați fost la toate cele 3 campanii de până acum. Ne vom alătura la toate, să vă răspund altfel la întrebare. Pentru piața de asigurări, ca să nu spunem doar pentru Biroul Asigurătorilor Auto, pentru piața de asigurări e foarte important acest demers. Sigur că e greu să determini sau să măsori la un moment dat impactul efectiv la conducătorul auto, dar pentru noi e important pentru că fi treaz la volan nu înseamnă, așa cum spunea și Alex mai devreme, nu înseamnă doar a nu consuma băuturi alcoolice, din punctul nostru de vedere înseamnă, spre exemplu, a deține o asigurare valabilă. Fi treaz la volan înseamnă să fii atent la semnele de circulație, să fii atent pe ce drumuri mergi și așa mai departe, adică sunt o grămadă de elemente care trebuie luate în considerare prin acest mesaj. E important, de ce? Pentru că siguranța rutieră înseamnă, iarăși din perspectiva unui asigurător, ulterior prime mai bune, pentru că teoretic ar trebui ca accidentele să scadă ca și număr și la fel ar trebui să scadă și numărul de vieți pierdute, aș spune eu chiar inutil. Am văzut astfel de campanii în state dezvoltate mult mai puternic duse în zona emoțională, de asta spun ce facem acum e un mare pas pentru România, însă sunt multe lucruri de făcut și sigur că sper că în viitor bugetele să ne permită să le dezvoltăm în așa fel încât să mergem și noi în latura asta emoțională. Foloseau foarte mult evenimente deja întâmplate și foarte multe studii arătau efectiv cum se întâmplă accidentul respectiv pentru cele 3 secunde, 5 secunde de neatenție, adică atunci când citești mesajul respectiv sau, eu știu, intri pe Facebook sau alte aplicații din astea. Ce este îngrijorător este că generația tânără vine din urmă cu acest, nu știu, obicei să spunem, de a folosi în exces, aș spune, telefoanele care nu mai sunt deja telefoane. Telefonul nu mai este folosit pentru a da un telefon, ci pentru cu totul și cu totul alte, hai să spunem, nu știu, lucruri pe care le poți face altfel. Am văzut copii
de școală cu căști în urechi care traversează și nu se uită, nu aud claxonul, nu aud sirena salvării sau de poliție. Deci fii treaz la volan, poate că la un moment dat ar trebui să o împingem, fii treaz întotdeauna. Nu fi obosit. Fii treaz în trafic, da. O idee bună, uite, poate ne gândim în viitor. Iarăși un mesaj foarte bun e oboseala la volan și vă spun sincer, eu am testat-o, din păcate, este mai gravă decât orice. Cred că e mai grav decât, sau mai periculoasă decât chiar decât băutura, pentru că sunt momentele în care poți să țipești la volan și atunci se întâmplă tragedii adevărate, se pot întâmpla adevărate tragedii. Deci mesajul este unul atât de general, dar trebuie ca fiecare, eu știu, conducător auto care va primi o astfel de broșură și nu numai, cei care vor intra pe internet sau care vor auzi de la prieteni, să stea câteva secunde, minute împreună cu familia, cu prietenii și să intre puțin în esența mesajului respectiv, să citească cu atenție și să se gândească ce ar fi dacă. Ce ar fi dacă aș citi și n-aș vedea un pieton sau n-aș vedea pe cineva să-i acord prioritate și așa mai departe. Sunt foarte multe elemente descrise succint aici, dar cu un impact extrem, extrem de important pentru fiecare dintre noi. Vorbim de reducerea daunalității. Care este situația ei în România? Pentru că acolo la birou asiguratorilor auto se cam strânge tot ceea ce e mai bun în domeniul... Nu mă forța să vorbesc... agresiv, să zicem așa. Din păcate, nu se întâmplă lucruri bune. Daunalitatea a crescut, a scăzut, în ce situație? Ce se întâmplă? Frecvența sau numărul de accidente raportat la 100 de mașini asigurate e cumva stabil, se menține într-un procent constant de, eu știu, un an și ceva încoace. Ce se vede însă, numărul efectiv de accidente e în creștere. De ce? Pentru că parcul auto crește. Ce este iarăși îngrijorător este că parcul auto crește în segmentul de mașini, hai să spunem, mai vechi, da? Importate din afara țării, multe din ele ciudate, și o să repet mesajul ăsta, care n-ar trebui să circule în România cu volan pe dreapta, spre exemplu, sau cele matriculate definitiv în Bulgaria, dar circulă pe aici prin România și creează altfel de probleme în cazul unui accident. Sunt o multitudine de elemente care pot îngrijora consumatorul român de asigurări la un moment dat. Ce ne pune iarăși niște semne de întrebare la nivelul pieței, da, atât al biroului auto, cât și la nivelul UNSAR și nu numai, schimbările legislative care au fost anul trecut și anul ăsta, și aici m-aș referi la polițele pe lună și așa mai departe, care pot duce la un moment dat ca o persoană să uite să-și renoiască polița respectivă și să producă un accident nefiind asigurat. Deci există un risc de creștere a mașinilor neasigurate pe drumurile din România, lucru care poate crea neplăceri ulterior în cazul unui accident și așa mai departe. Deci lanțul crește. Dar m-aș uita pozitiv, sunt șanse sau sunt lucruri pe care le putem pune pe masă, învățăm din experiența trecutului și încercăm să le îmbunătățim. Din punctul nostru de vedere, spre toamnă ar trebui să mergem cu niște lucruri concrete pe masă, către autoritatea de supraveghere, către Parlament, să le spunem că în viitor pot avea niște repercusiuni greu de controlat, dacă nu facem niște modificări. Am înțeles. Vorbeați despre situația disciplinei rutiere la un moment dat și vreau să-l întreb pe domnul Costin Tătuc, mai puțin dacă sunt utile astfel de campanii, că e clar că sunt utile. Vreau să vă întreb, de la ce vârstă ar fi bine să înceapă educația rutieră? Pentru că atunci când eram copil, ne costumam în polițiști și în milițieni, cum era pe vremea aceea, și dirijam colegii care veneau spre școală dimineața, aveam uniforme și la traversare, exact. Da, este clar că educația rutieră trebuie să înceapă odată cu primii pași. Pentru că, de îndată ce am pășit pe drumul public, este clar că trebuie să avem câteva elemente importante despre care trebuie să avem cunoștință și să ne conformăm. E clar, în familie se pun bazele educației rutiere. Din păcate, asistăm în ultima perioadă la un exemplu parental nu tocmai potrivit. Asistăm la situații în care părinții traversează neregulamentar ținând de mână copii. Le spun să traverseze regulamentar, dar prin ceea ce fac le arată că se poate și altfel și copilul reține mult mai ușor ceea ce a făcut părintele decât ceea ce îi se spune.
După aceea este necesar ca în grădinițe și chiar în școli să existe un program de educație rutieră bine fundamentat. Cu mulți ani în urmă, în perioada pe care ați menționat-o și dumneavoastră, existau manuale de educație rutieră, unul pentru clasele 1-4 și apoi pentru ciclu gimnazial, câte un manual pentru fiecare an de studiu. Din păcate, în momentul de față, educația rutieră a căpătat o altă conotație în contextul noilor prevederi ale legii învățământului. Ea este dusă către zona de educație pentru viață, o zonă strict aplicativă, mult mai puțin, cum să spun, concentrată pe lecții teoretice. Se desfășoară mai mult în perioada aceea numită școala altfel, e doar o săptămână pe semestru, mi se pare destul de puțin. În momentul de față există niște discuții între autorități, e vorba de Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, de așa manieră încât această oră de educație rutieră să recapete consistența și locul pe care îl merită în educația unui viitor adult și să ajungem probabil la ceea ce ne dorim cu toții, ca victimizarea să devină din ce în ce mai redusă în rândul tinerilor, a copiilor și de ce nu a viitorilor adulți. Dar vreau să spun că nu aici trebuie să se oprească procesul de educație. Procesul de educație trebuie să continue și în zona adulților, pentru că angajatorii au un rol foarte important din această perspectivă și să nu uităm că în România sunt foarte multe firme cu management venit din Occident care pun accent pe siguranța celui care desfășoară activități zilnice, nu numai în calitate de conducător auto profesionist, ca să zic așa, adică atestat profesional, ci și acelui care este utilizator zilnic de vehicul în cadrul activităților propriu-zise de serviciu. Mai mult decât atât, să nu uităm că orice accident care se produce pe drumul către casă sau de acasă către servici este considerat accident de muncă și puțină lume știe că în momentul de față, din totalul accidentelor grave de circulație în România, cam 30-31% sunt de fapt și accidente de muncă. Deci iată, spuneam că și adultul și am să închei de fapt cu o altă zonă, este vorba de zona dedicată seniorilor în trafic, lucru care în Occident să știți că este foarte, foarte bine pus la punct. Acolo există programe care vin să sprijine pe cei care vor să conducă până la vârste înaintate, dar cum să o facă în siguranță, adică beneficiind de asistența medicală și psihologică necesară, tocmai pentru a nu deveni, știu eu, elemente de risc, ci a aduce un plus de siguranță. Da, după cum am văzut, persoanele în vârstă conduc mai încet, reflexele sunt întârziate. Înțeleg că educația rutieră ar fi bine să înceapă din vârstă fragedă, dar să nu neglijăm adulții. Și îmi amintesc de o foarte scurtă pildă. Tatăl îi spune copilului, ai grijă de ce faci, să nu greșești. Și copilul îi spune, nu-ți face niciun fel de grijă, calc pe urmele tale. Este mult mai important ceea ce facem decât ceea ce spunem copiilor să facă. Deci nu neglijăm nici adulții. Care sunt principalele cauze care conduc la producerea de accidente rutiere în România? Că aici știu că aveți statistici, da, la greu. Din păcate, statistica, să știți că rămâne oarecum neschimbată în ultimii ani și anume o principală cauză rămâne indisciplina pietonală. Undeva ponderea este în jur de 20-21% din totalul accidentelor grave de circulație. Cam la egalitate cu viteza. Cam la egalitate cu viteza, da, dacă însumăm atât viteza nelegală cât și viteza neadaptată, care de fapt este majoritară, viteza neadaptată. Aici e o problemă, dacă vreți, și de percepție, dar și de educație a conducătorilor de autovehicule. Nu știu dacă ați sesizat, colegii de la asigurări știu sigur că așa se întâmplă. De fiecare dată când se trece de la o perioadă uscată, o perioadă fără precipitații, la o aderență umedă, imediat se produc foarte multe accidente, în general accidente ușoare, dar din păcate și accidente grave, pentru că nu avem acel simț al măsurii, nu știm să ne dozăm efortul pe accelerație, ca să zic așa. Am înțeles că există și anumite zile ale săptămânii în care se produc mai multe accidente. Da, statistic vorbind este surprinzător, dar să știți că foarte multe accidente se produc de regulă vinerea și lunea, deci iată sfârșitul de săptămână și început, ca să zic așa, duminică spre luni. Iar sunt niște elemente interesante și dacă ne referim la lunile anului, lunile de vacanță, august, septembrie și chiar începutul lui octombrie reprezintă niște luni de vârf în ceea ce înseamnă riscul rutier. O să spuneți, bine, dar atunci traficul este ceva mai lejer, tocmai pentru că este perioadă de vacanță, nu avem atât, școlile sunt închise. Din păcate nu se întâmplă așa,
pentru că, în general, omul și când pleacă în concediu, când pleacă la mare, de exemplu, se grăbește să ajungă la locul de cazare, chiar dacă ziua hotelieră, să zicem, începe la ora 14, 12, 30, 14 și nu, se grăbește cam degeaba. Dar știți cum e important să ajung repede la mare, să fac o primă baie, nu? Deci, ziua de vineri e periculoasă pentru că ne ducem în vacanță și ne scade atenția, da, și ne crește viteza, iar ziua de luni, pentru că suntem deja obosiți după cât ne-am relaxat în finalul de săptămână. Dacă vorbim despre atenție, care sunt principalele cauze în momentul ăsta care reduc atenția șoferilor? Bine, dacă stăm să analizăm din punct de vedere teoretic, da, există o distragere a atenției de ordin vizual, de asemenea sunt distragere ale atenției, dacă vreți, de ordin fizic, propriu-zis, pentru că se desfășoară niște activități care practic mută atenția de la drumul public la, știu eu, căutarea unui post de radio, aprinderea unei țigări și multe altele, consumul de alimente, de asemenea consumul de băuturi, mai ales vorbim de cele care sunt carbogazoase, sunt efervescente. Sunt multe, multe aspecte, dar cel mai important este, de fapt, distragerea cognitivă de care vorbeau și colegii mei și care este răspunzătoare, dacă vreți, de cele mai grave accidente de circulație. Și o să dau un exemplu ușor de perceput din această perspectivă. Și anume, gândiți-vă că ați plecat ceva mai devreme de la serviciu fără ca șeful dumneavoastră să știe. El află și vă sună în timp ce vă aflați la volan și vă întreabă unde ești și de ce ai plecat. În momentul acela eu sunt sigur că nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă pe drumul public, ci te gândești repede să-ți găsești o motivație, să-ți găsești o scuză și atunci este clar că mergi în orb, cum se spune în mod popular. Situația se repete și când te sună cineva de acasă să-ți dea vreo veste bună sau să-ți dea ceva de lucru, că știți cum e, mai primești listuța cu cumpărături sau să nu îi să iei copilul și așa mai departe. Situația se repetă când e vorba și de tineri care își programează o întâlnire sau își anulează o întâlnire. Deci sunt foarte multe cauzele în care sau situațiile în care această distragere este extrem de periculoasă. La fel de periculoasă este atunci când se navighează pe internet. Vedeți, dumneavoastră, în cazurile acestea n-au venit numai la noi, au venit și în restul Europei, mai ales cea occidentală, odată cu dezvoltarea vitezei de comunicații, de 3G, 4G, iată acum am înțeles că deja s-a ajuns la 5G, asta presupune că se poate utiliza acest telefon mobil, exact cum spunea și domnul Roșu, ca un device, cum să zic, multifuncțional și nu numai pentru a comunica voce, lucru care este extrem de dăunător, pentru că asta distrage atenția de la drum. Domnule Ciuncan, asociația pe care o reprezentați se numește Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Văd că vă ocupați preponderent de protecția asiguraților. Care este filozofia din spatele? Poate că am putea să începem de la o cifră simplă. Sunt conform datelor furnizate de către poliție, am avut anul trecut în România 1951 de morți rezultați din accidente rutiere. Poate că această cifră ne face să ne gândim că lucrurile transcend denumirile pe care le au organizațiile sau denumirile sau titlurile pe care le au campaniile. Dacă un astfel de demers ajută, contribuie la salvarea unei singure vieți, eu cred că ne-am făcut cu toții treaba. Deci măcar un om să fie salvat. Cred că o viață, o singură viață valorează mai mult decât orice efort pe care, de comunicare pe care noi putem să-l facem. Asociația pentru Promovarea Asigurărilor a derulat până în prezent 14 campanii naționale de informare și educare. Toate au legătură cu ceea ce înseamnă până la urmă o zonă socială, o zonă de protecție a consumatorilor, fie că ne gândim la o promovare a asigurărilor de locuințe, fie că vorbim de asigurări obligatorii, facultative și așa mai departe, fie că vorbim de sfaturi de condus preventiv, până la urmă rezultatul muncii noastre se traduce, sperăm să se traducă în salvarea de vieți omenești. Și cred că asta e cel mai important lucru. Deci dacă în loc de 1951 de decese vom avea 1950, înseamnă că am salvat o viață. Domnule Roșu, am pus o întrebare la începutul emisiunii, era nedumerirea mea. Mă întreb dacă siguranța rutieră chiar e o prioritate pentru industria de asigurări și vă rog să explicați puțin mecanismul ăsta prin care și asigurătorii și clienții lor și toată lumea este câștigată în urma unor astfel de campanii. O să vă răspund cu nu. Nu este o prioritate, este chintesența asigurării, dacă vreți, pentru că până la urmă când vorbim de asigurare, vorbim de protecție.
Acum, sigur, ea se materializează printr-o poliță, acel document pe care îl deținem cu toții, fie într-un format A4, A2, A5, nu contează, A3, fie electronic. Dar în spatele e un mesaj, acela că poți fi protejat, vei fi protejat dacă se întâmplă riscul pe care tu l-ai cumpărat pe polița respectivă. Peste asta, sigur că este obligația asociațiilor din domeniu să comunice mai mult și să se preocupe de protecția propriilor asigurați și a viitorilor asigurați. Iar ăsta este un mesaj care ar trebui să se ducă mult mai adânc către tineri, către copii, dacă vreți. Așa cum spunea domnul Tătucu, eu aș merge puțin mai agresiv, mai departe și a spune că siguranța rutieră ar trebui să fie materie de studiu, punct. Corect. Nu există, hai să o vedem, hai să fie opțională, cum spuneați, în săptămâna mare, în săptămâna altfel și așa mai departe. Nu, asta e o porcărie ordinară. Ar trebui să fie materie de studiu, ar trebui să se dea examen la ea și o să vedeți că în momentul în care se dă examen pe zona asta de siguranță rutieră, la un moment dat o să fie mai ușor să ne luăm un permis de conducere. O să fie mult mai ușor pentru că de ce? Deja știu regulile de circulație, deja știu codul rutier, o să fie așa, o să fie o floare la ureche și atunci tinerii or să fie mai deschis să meargă, spre exemplu, către niște soluții alternative de condus defensiv, o să meargă la Academii Gen TT-Aur sau altele care se vor înființa pe parcurs, să învețe să țină controlul mașinii respective. Ce spunea domnul Tătuc, eu am testat-o. Din păcate n-am testat în România, am testat undeva într-o altă țară și am rămas șocat. La 40 la oră mașina se comportă diferit pe segment ud și pe segment uscat, dar total diferit. La 40 la oră. Păi imaginați-vă ce înseamnă 120, 130 și așa mai departe. Dar nu cumva tehnologia care vine cu mașinile astea autonome și așa mai departe ne va elibera de povestea asta cu mașinile autonome, dacă mă întrebați pe mine, o să mențin părerea pe care am spus-o în multe conferințe, e o tâmpenie. Și o să vă spun și de ce. Cel puțin în România, la cum știu eu starea drumurilor, nu cred că o mașină autonomă o să citească semnul stop care oricum e șters. Spre exemplu, poate o să meargă drept înainte sau cedează trecerea sau lipsa indicatorului respectiv sau marcajul de pe drum și așa mai departe. Și eu dacă stăm să ne bazăm pe mașini autonome, înseamnă că am pierdut din start meciul. Nu aici este esența. Este în sângele nostru, este în comportamentul nostru pe care nu putem să-l avem altfel decât educându-l, învățându-l. Se spune că dacă 66 de zile în mod repetat faci același lucru, îți intră deja într-un, hai să spunem, într-un tic, într-un obicei. Deja se formează obiceiul respectiv de a face lucrul ăla cu regularitate. Păi noi nu putem să facem asta pentru că, așa cum spuneați, se întâmplă o dată pe semestru. Se întâmplă o dată pe semestru, e grav. Asta la copii. La adulți să nu mai spunem, pentru că dacă acum am dat un examen cu toți, inclusiv eu, adică mă pun în aceeași situație, dacă e să dau acum din nou examenul de permis, cu siguranță l-aș pica. Eu nu știu de unde a scos-o pe aia cu 66 de zile, eu știu principiul 21-90, dacă 21 de zile faci ceva, ți intră în obicei, dacă faci 90, ți intră în stilul de viață. E un alt studiu, probabil, alți cercetători britanici. Nu știu, am citit, mi s-a părut interesant, erau niște date acolo, 66 de zile, ori fi 63 la unii, ori fi 21 la alții. Să știți că noi ne apropiem de finalul emisiunii. Mai aveam niște întrebări pentru domnul Tătuc, dacă o să mai am un minut, două, o să-i le pun. Am rugămintea să-mi spuneți, dacă ar fi ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru din tot ceea ce am discutat noi astăzi, care este acela? Să fim treci la volan. Bun, concluzia a fost foarte scurtă, deci fi treaz la volan este titlul celei mai recente campanii derulate de Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Sunt Sergiu Costache de la revista Prima Asigurări și Pensii. Ne aflăm la Ora de Risc, o emisiune astăzi despre siguranța rutieră, dacă este sau nu o prioritate pentru industria asigurărilor, discutată cu Alexandru Ciuncan, secretar general APA, Mădălin Roșu, președinte BAR, și Costin Tătuc, specialist în siguranță rutieră. Ne auzim la aceeași oră, dar pe 4 septembrie, când vom relua emisiunile după vacanță, tot la 5:30, și nu uitați, asigurările sunt ca vestele de salvare, e bine să ai suficiente pe nava ta, să nu fie nevoie să le folosești, rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 18:00.